Salut, ce faci? Ești bine? Cum stai tăi? Sănătoși? Bravo! Merge școala? Deja stupid, like, vor să-l facă realist. Aaaa, păi, m-am întors cu mouse-ul și ăla era în aer spre mine, futu-s morți. O să faci milioane de dolari. Adică uite-te la mine, am deja 453 de gorilioane în conturi. Doar pentru suma modică de 150 de lei, tu poți, eu-ți vând ție o meserie. Dar cum să de... cum să ai propria ta afacere în mai puțin de 4 ore și te învăț cum să-ți... cum să setezi OBS-ul și să dai drumul la stream. Până morții mătii, nu ți-am dat like, follow, orice, nimic și niciunde. Deci de ce morții mătii îmi tot apar pe feed în YouTube? Nici măcar n-am cont YouTube. În morții mătii ești peste tot. Îmi e scârbă de tine. Pot să nu te mai văd? Cât plătești, jegule, să apar peste tot, oriunde, oricând? În morții tăi pot să dispar din viața mea când intru pe YouTube sau orice altă platformă? Am șters istoricul vizionărilor, am dat logout, am reinstalat până și Windows-ul, ești tot acolo. Cum și de ce? Salut, ceat, o să fiu turist în București pentru vreo două zile. Ce-mi recomandat să văd și e mai puțin cunoscut pentru un om care nu a trăit în București? Vizită treaba, omule. Scuze. La noi proful de religie s-a luat de o fată că nu ar trebui să vină îmbrăcată cu fustă scurtă la școală și a făcut o curvă de față cu toți. Poate i-a zis că Dumnezeu ne-a lăsat în pielea goală și că noi am inventat hainele, că Adam mergea în fundul gol prin Eden și se juca cu capre și mie pula în gură fire. Eva, la fel, s-a supărat foarte tare prof. Păi că a meritat o săptămână de time-out pentru această glumă. Cum îl lasă la ești pe prost? Păi și mie o poză cu ăsta, frate. cum îi dau la muie? Îi dau la muie și eu ce filmez? Îmi trăiesc cu oamenii normali, am stat prea mult pe această insulă. Ce puti veri? Boală, băi. Au dezghețat lacurile. Bun joc. Au. Ați intrat în elicopter? Nu, ne omorăm între noi. A. Mai productiv, yep. Da. Mă, cac în el de joc. Da, avocați, de procese, de ce vrei tu? Nu da bani la stat. Dacă tot vrei să-i dai, nu da la timp. Lasă să spună poprire. Pe conturi se îndestulează ei că nu o să fie bani în contul respectiv. Tu între timp, pentru că așa e frumos în legislația românească, e laxă, poți să faci altă companie, să o încarci cu alte conturi și tot așa. Bă, ăsta vinde lecții de evaziune fiscală, man! Și România devine, din acest punct de vedere, un paradis fiscal. Ai nevoie doar de un contabil sau o contabilă bună, îți recomand pe cei care au lucrat în sistem, au ieșit de acolo și au făcut firme de contabilitate privată, pentru că ei știu deja drumurile. Mă, man! Omul meu, efectiv, te învață să faci evaziune fiscală. Nu, babe, încă te plac, doar modul în care ai fraudat statul m-a făcut să mă gândesc de două ori. Stai că vine gagica, ia. Dă-i, împușcă-i. A omorât-o! A jos. No, omorât-o e de aia. Mă rog. Da, tocmai da cu... She's kinda dead. Da, da fire cu toporul în ea. She looks kinda dead. Nu așa o ajuți, nu cu toporul. Redu, KRS, mulțumesc pentru 5 euro, recomandare, antrenor FCSB pentru domnul Gigi. Ok, sigur că da, îți pot face o recomandare pentru antrenor FCSB. Recomandarea mea pentru antrenor FCSB este acest băiat care activează pe internet. Este un băiat care cred că ar fi un antrenor foarte bun la FCSB. La trei copii, să mai știu eu ce, tu ai un plan acolo pentru el? Coi, încetați, te-ți ratați! Loren arată de parcă vrea să vadă cât îl costă să renoveze apartamentul și caută pe Google parchet de demand sortare preț crescător.
Fac tare preț că tu... Cum a zis? African K-pop. A zis African K-pop? Cum adică? Ah, pentru că... Recomandă-mi și mie, te rog, ce ulei să bag la un E46 turbat. Mă bucur foarte mult că mi-ai pus această întrebare. Dăm două secunde. Recomandarea mea pentru un ulei este uleiul Moroccan Oil, tratament pentru toate tipurile, la doar 76 de RON. Am văzut că este promovat de mai multe influencerițe și cu siguranță gagicilor au BMW-uri, deci cred că poate fi bun și pentru tine. Oferă hidratare, strălucire și finețe, conține argan. Și tot ce am putut să scot a fost un râset scurt și înfundat cu focea mea groasă. Știi că toate fetele sunt Marilyn Monroe și tu ești Audrey Hepburn. Pentru cine nu vede, scrie 2008. Dar era... Când a fost lansat Justin? A fost lansat gen în 2010, Justin? În 2007? Omul ăsta are cont pe Twitch de când era Justin.tv Twitch. Respect! Efectiv e beta tester la Twitch, coaie! Straight up e beta tester! Ioi! 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 E un campion foarte bun pe LOL. Îl recomand cu mare drag. Vicu 76, de ce nu ai în listă Mad Men? De pulă să mă treci strada, prieten drag. Îți mulțumesc foarte mult pentru întrebare.